Zici că ai văzut la televizor că Păi la arabii, nu știu televizor, care. da, au arătat când Turcia au prins acolo doctori care au diplome false. Ziceau că în Israel. Da, și au spus că aici care au cumpărat diplomele false cu 5.000 de euro, aceștia sunt din Georgia și Da, Moldova. Armenia și Moldova. Moldova. Acum tot la televizor am văzut că conducerea Institutului de Medicină, Stâmițanu, a spus că la noi așa diplome nu avem. Să zic că e adevărat, să zic că nu e adevărat, nu aș spune. Pentru că trebuie de controlat realitatea. Dar au venit de la minister, comisii, 10 zile au Da, anchetat. au venit Și au la zis că sunt Ministerul diplome Comisiei. legale. Da, dar s-ar putea să nu poată să-i găsească, pentru că aici sunt aici șmecherii. Eu le știu încă din timpul USSR, încă, cum erau. Eu lucram de revizor șef, am dat pe Trepțăiuț, și așa se numea năcealnic, pe atunci, și era om tot incompetent. El a fost și director de la Orhei, directorul de fabrica de pâine și am făcut revizia documentală și pe urmă el e năcealnic. Trecut peste 2-3 ani, năcealnic. Bun, și îmi dă mie acolo, îmi dă trei hârtiuți și am spus să le iau și le scriu la fiecare caracteristică că eu fost la practică la mine. Dar eu îi spun, bun, și mă duc, plec la Telenești și trece o săptămână, două și el spune, hai, trimite odată. Dar eu îi spun, domnule, trimite-mi oamenii ăștia, cine-s ei, să-i văd. S-a constatat că ăștia erau oameni falși. Dar ce făceau? Eu țin minte că și la colhozul, la Ciocultieni, a fost colhozul decorat cu Ordinul Lenin. Și acolo toată lumea vorbea că el l-a luat și l-a scris la universitate, l-a scris, că el și fac al scriu, contract, îi pun note contract, da? Și trec 5 ani de zile, da? Și el se socoate cu odată examene și îi dă diplomă, dar în realitate el nu, el lucra omul președinte. Oho. Și aici la noi, la revizori, tot așa. Oameni de cei care cine știe unde lucrau, da? Și ei făceau încă și să le mai dai diplome și de revizor. Dar la doctor e periculos, că ăsta te omoară fără școală. Normal. Și eu nu am făcut treabă, nu am dat asta și de aici eu și văd aici, de aici e întrebarea că nu-i 5 ani, dar e 11 ani. Dacă se înveți de doctor, ai 7, că erau și 7 și 11, și el, dacă 11 ani, studenții ăștia care îi lucrează în Turcia, da? Sau Israel. Da, ei lucrează în Turcia. Cum poți să-i găsești? Poți să-i găsești dacă ei lucrează, au lucrat 11 ani acolo în Turcia și ei și nu mai s-au registrat, au putut să registreze la universitate, da? Să iei 15.000 de euro. Cei care s-au ocupat cu asta au putut să facă asta. Și se scrie pe catalog tot, că el a dat fiecare an, a dat examen, a făcut practică și gata. Și de aceea, în Turcia, dacă ar fi să controleze, dacă el, în timpul acela, de când e diploma dată, 11 ani, care el a învățat, în timpul Era acela, dacă la el lucru, a ori la lucrat școală, da. acolo, se înseamnă că diploma e falsă. Numai așa poți să-l prinzi. Deci ar trebui o comisie internațională. Corect, o comisie internațională să controleze. Numai într-așa mod găsești că e drept, ori nu e drept. E falsificat diplomele și-s primite de și ori nu. Dar trebuie comisie adevărată. Dar nu așa, numai pur și simplu s-o uitat. Că nu e așa un om, nu, asta cum a fost și-a învățat. Da, poate ei o să scriși, dar vă lămuresc cum. Ei în fiecare an le pune note, că dau eu examen, făceau practică și așa mai departe.
și aici nu-i poți găsi niciodată. Dar să audiez colegii lui, nu ar trebui să știe și care, când o dat examen, ca să verifici. Da, eu învățam la universitate și voi spune un lucru. Și nu știi colegii? Și colegii și care vin eu, care nu vin eu, când dau examen, cum dau examen. E greu de urmărit, da? Nu, nici nu mai am mai văzut. Știu, eu țin minte că au vrut mine să mă aleagă starosta a grupii, da? Și s-a biruit o rusoaică acolo, ia? Și mă rog, n-are semnătate. Și-a biruit și n-am mai văzut-o deloc. Am văzut-o numai rușa când a ridicat mâna pe Dumnezeu să o aleagă și nu am mai văzut-o. Dar asta e universitate în 5 ani. Dar aici e medicina, aici ai de furcă cu viața omului. Viața omului și aici trebuie controlat de comisie, comisie internațională de căutat. Și atunci numai să vadă că e cu bună să am învățat aici sau nu am învățat. Dar îi prind ușor. Dar poți fi și studenți de ai noștri de aici care învață așa de mântuială, de formă? Sau numai străini, numai arabi, evrei? Să vă spun un lucru. Doctorii la noi, aici eu nu aș crede că învață de formă. Ei muncesc. A noștri învață, da? A noștri învață. Eu am stat în spitaluri și la Salvare și la Șese și la Republican și am văzut că ei la noi muncesc, lucrează, învață. Note nu le pun pe degeaba la nimeni. La nimeni nu le pun. Ei învață 11 ani. Și păcate ei primesc numai 2500 când termină. Și acum, după o an de zile, 3.000 până 5.000, aici e salariul lor. Pe când judecătorul, care el necompetent, vă dați seama, eu mă judec 12 ani cu dânsii, cu toate instanțele și oameni necompetenți, ei nu înțeleg, eu terminat acolo poate pe 3, poate pe cum am mai sunt notele astea, pe 6, atât. Necompetenți, ei nu înțeleg nimic. Și au 16.000, vă dați seama, salariul. Cine mă ține pe mine pe pământ? Mă țin doctorii, doctorii mă țin. Și există și nu există, domnilor. Și trebuie un loc să primească 16-20.000, să primească doctorii, ca el să gândească, nu să trăiască o bucățică de pâine, să se întreții familia, să plătească cheltuielile, să plătească tot, dar el să gândească cum să le acuiască oamenii, ia că care-i întrebarea. Dar judecătorii se stărui cât mai mult pe oamenii, distrug, da? Distrug ca să fie prestuplenii cât mai multe. Ia că care-i întrebarea. Dar poate și învățătorii, profesorii ar trebui plătiți bine ca să nu ajungă să ia mită și să facă diplome false la studenți străini. Corect, corect. Și atunci toată lumea ar vrea să aibă salariu ca în Occident. Corect. În primul rând, profesorii învață pe elevi pe la 11 ani și pe urmă trec la medicină. Și ei pe o cântare, aceleași salarii trebuie să le primească și profesorii, și educatorii toți, dar nu judecătorii. Vă dați seama, eu lucram prin anii 70 când lucram privitor șef. La noi era procuror, un singur procuror la Telenești, era și el într-un sarai, dacă nu e coniușna acolo, sermanul, singur procuror, era și o secretară, atâta. Dar acum uitați-vă și, uitați-vă, și un singur judecător pe Telenești era. Și un avocat, atâta era pe anii 70. Dar acum aduceați și vedeți, au făcut clădire, o clădire mare cu două etaje, pentru procurori, vă 12, nici nu mai știu câți procurori acolo, procurori la Orhei, clădire mare cu două etaje, pentru judecători cu două etaje. Dar populație, eu când învățam 1962-66, învățat era 4,3 milioane, statistica, eu avem și cărțile. În Moldova. Da, Moldova avea 4 milioane, 4 și întreg 30 milioane locuitorii mei. Dar acum și avem 2 milioane jumate și dacă o să mai țin, toți fugit peste hotară. Dar nici dreptate nu era atunci, pentru că nu erau judecători, nu erau procurori, mă ta n-ai avut de suferit că ai fost revizor, șef și te-au băgat la pușcărie. Nu aș fi așa că nu era dreptate. Dreptate era
80-90% era. Da? Dar 10% atâta numai nedreptate. Și am mai invers. Dar acum e invers, invers. Era, pentru că deși și nu a stricat la noi, a stricat țara, a stricat nu Hrușov. În timpul lui Hrușov, ea, ca istoria cândva, voi domnul Oleg, sunteți tineri, și istoria se descopere cine a fost Hrușov, acum se tace. El doar a descoperit stalinismul, el a descoperit tot, și, dar pe dânsul l-a scos Brejnev. Și Brejnev o să facă țară, o stricată, alții nimeni, Brejnev. Și Brejnev așa și era, că era, nu ți-l minte, de știe, de 28 sau 26 era scris. Nu, s-o всех сторон мы будем поддерживать предохранительные органы. S-o всех сторон, ești scris în съезд. Да? В то же время, да, ни одного человека невиновного не арестовать. Ca și era scris acolo. Am atat pe țâsă, că ai fost nevinovat și te-ai judecat și te-ai condamnat. Pentru că e dreptate, doar lucram în Telenești. Eu în timp de 10 ani de zile am făcut în așa fel, da? Cu ocupa primul loc pe Republică, cu lichidația Hrișenii Rastrat. Nu se mai furau, nu mai erau nedostași, nu furau nimic. Oamenii lucrau cinstiți toți. Și alții din închisoare ai fost mulți ani. Tot așa erau judecați pe bună dreptate sau pe nedrept cam atat? La mine nedreptate au fost dintre cei, pentru că, de ce, eu am luat șefia de la, alt revizor, care aceea fura de, și din ăsta o scosul și era buhalteră. Contabilă. Și când au venit starșii sledovatele, am numesc procuror, dar atunci au venit starșii sledovatele, de-a mod de auget, un om acolo la procuratură. Старший следователь по особо вашим делам, сейчас не умею. Шу, Анкета так, тор, да, фемея, лу, да. Фемея, лу, требе са лукреза. Шо лати шо пус он сель, пу, уни лукра, ста, фоста ревизуари. Шо ше спуне, дака вине ревизор ста мати, а са то дай афари ден лукру пи фемея та, а са то дай афари ден лукру. Ка ну ера аша, аша кандидатура де секретар. Și el s-a apucat, eu nici nu m-am gândit, nici din cauza asta. Și el pune acolo trei oameni, un prodoveț, compromutat de la doi oameni bani și mi-a dat mie aviată. Și m-a pus pe 6 ani pușcăria, că cum puneam atunci. A piat și erau mulți așa cam ata cu dosarul fabricat. Atunci, cum să vă spun, de-abia se începuse. Aha. Se începuse acolo pe mine, eu mă ating, primul om pe Republică, că spunea că asta era stateaua lui Lenin, da? Lenin așa a spus, că Zatko, surovă e nakazane, și el a venit din Rusie, a venit stașul. Lenin în 24 a murit, dar Matai a fost în 70. Da, dar legele... Rămas de atunci. Dar legele se păstrau. Am înțeles. Legele se păstrau de pe atunci. Și ai stat tot 6 ani? Am stat tot 6 ani, greva, foame, mă hrăneau cu șlampul, mi-au rupt toți dinții. Iată, ne-am pus acum dinți 9.000 de lei și am scris la asistență socială, să-mi dăi 9.000 de lei, pentru că de ce am scris? Din cauza și ea că eu luat și... O scris că pentru dinți, la invalid și la pensionari, unul întreag și 4 milioane... Buget. De ea, asta de aia. Și am luat și am scris acolo aia și mi-a dat 500 de lei și m-a refuzat la dânsul, spate joc de mine. Și m-a refuzat, nu le-am luat. Și vă spun acolo aia că dreptatea, mai ales acum, nu va fi. Pe atunci ceva era. Eu de-am un măsocot, cum era ușit eu, puneau la pușcării, pe toți îi puneau la pușcării, care erau împotriva asta comuniștilor, pe toți îi puneau, le găsau pricini la toți. Pentru, îi puneau acolo pentru un sac de porumb de acolo, o sumcă de poamă, 4 ani de zile, pușcării și pușcării, pușcării puneau. Și oamenii de-am un, se temeau în frica, nici nu mai puteai vorbi, nici nimic. Asta era, dar asta a făcut Brejnev tot. La Hrușov era bine. Eu țin minte, 3 ani, 4 ani zile cât am stat în tehnicum, atunci a fost viața mea. Restul viață n-am mai avut. Toată lumea tânjește după vremea când era tânăr, când era student, era pentru frumos. Că, de ce cauză? A venit un Ghimpu, a venit de ești care a stricat țara. Și Ghimpu ăsta... Ghimpu Gheorghe? Gheorghe Ghimpu și el a fost om.
Și el a fost... Frațul Mișa. Da, frațul ăsta este un trădător. Și a venit Roșca, nu-l vedeți Roșca. Acum poliție, au luat și-au pus poliție, poliție plin Moldova de poliție, da? Polițiștii și ei buni au dat afară. Și acum sunt poliție tare multe, poliție multe. Un 5-6% polițiști de cei care ține cu regimul lui Plohotniuc. Restul oameni cinstiți, toți polițiștii. Crezi că așa de mult? Toți sunt cinstiți. Așteaptă muia poate dacă s-ar apărie acolo în Ministerul de Interne, dacă ar și nu fost plugarul, natur, plugarul, mi-amintesc, pe anii 90. Dacă Ministerul Securității, nu? Da. Dacă ar și unul de acolo, care toată puterea în poliție. Procuratura nu poate face nimic. Judecătorii astupă tot. Și vedeți, nu-i zi la televizor și nu arete. Nu-i zi, nu arete acolo, că o prins pe celălalt, o prins pe celălalt poliție și mascat, îi prind. Și dacă l-am găsit vinovat, asta îi dăm atâția ani. Păi, dar pe câte ani întregi? Dar de ce nu spun? Câți ani i-au dat la cei care i-au prins? Nu spun nimic. Pentru că de ce? Se duc, polițiștii îi prind, îi dau la judecătorii, la judecător. Dar judecătorii eu și astup și le dă drum acasă. Și polițiștii acum, și țărmanii la cântar, ce să facă? O bucățică de pâine trebuie să o mănânce? Da? Că nu au unde se duce. Din coașe trebuie să apere, că bandiții îi țin. Le dau salariu. Și la noi e haos în țară. Acum, dacă or mai intra Plohotniuci înapoi, or intra toată sistema asta care este și în 24 februarie, țara noastră e pierdută toată. Uitați-vă Dodon ce-a făcut. Dodon ce-a făcut. S-a dus anii trecuți, se ducea la Moscova, la Putin. O luat și s-a înțeles cu Putin ca pe oamenii și ea să ia supreze care lucrau. Le-a dat 60 de zile numai să lucrez acolo și pe urmă să duc acasă. Dar oameni aveau de lucru acolo, un alt, și eu mai rămas. Asta a fost tot politic. Au făcut asta, Dodon cu Putin s-a înțeles ca pe dânsi și au luat și eu sancționat pe mulți acolo, spun că 270.000. Și acum îi reabilitează, vă dați seama și reabilitează. Eu sancționat pe toți și am reabilitează. Eu să vin acasă și așa se facă, de frică. Asta l-a leagă pe Dodon. 270.000. Crezi că de asta au făcut intenționat? Dar păi nu se vede și nu trebuie să fii proroc, domnule. La și s-a dus Putin, asta la Putin doar cu Zinaide Grăceanu, se duceau toată vremea. 2 ani de zile umblat la dânsul și înainte de a alege președinte, a fi președinte. Doar el umbla la Putin. Și acolo au gătit tot. Aici nu trebuie să fii proroc. Când ești așa, ce-a făcut el? De unii s-a luat asta că 3 luni de zile se le dea la moldoveni și se duc acasă și iar se ducă. Unde asta? Nu era până la Dodoniști. Oamenii se duceau rușii, asta la Rusia, se duceau moldoveni, lucrau ani întregi. Eu știu oameni care lucrau, știi, 12 ani. Și țărmani, uite acasă, toți țărași. Și așa că asta e tot făcut, tot merge scris tot. S-au găsit amui un Poroșencu, că nu știu eu, s-au socot erou. Erou al socot. Care se apere țara. Dar la noi e trădător. Ia că eu văd pe tot la radio, cum mai găsesc și pe mulți șpioni la noi. Spun la televiziune că șpioni au găsit în Rusie o femeie și nu știu pe cine, și un deputat șpion. Și au spus oamenii ăștia de eu găsesc șpioni. Și secreturi au dat la noi. Dacă la noi e sărăcie, care și-ți mai spui altceva decât sărăcia? Poate ăsta e secret, nu știe lumea că suntem sărași. Păi, și bețiv și corupți. Dar păi eu nu, dar lumea nu se vede. Și secret au putut spune, de secret. Și de greceană ea, vă dați seama, greceană ea, au fost deportată ca și soție mie. Ca și soție mie a fost deportată. Și are, dacă nu greșesc, eu am scris o hârtie. Da, ai povestit, mă, ta, în parc, are pensie da. De câteva da. Ori mai mare decât soție. Voronin de 22 de ori, 19 ori greșeală. Au făcut același tehnicum ca matașă? Același tehnicum, așa e și o specialitate.
și lumea săracă, lumea vai de steaua lor cum trăiesc, dar uitați și a venit vremea că te temi să ieși din casă. Hai să nu ne temem, să ne încurajăm. Asta e.